ziua! Bine ați venit bună la conferința noastră! Vă auzim și vă vedem și vă ascultăm cu mare interes. Eu nu o să fiu lung sau fiu scurt, adică ce o să spun, rămânând dacă sunt ceva întrebări din sala care puteți să mi le transmiteți. Am văzut ce a prezentat colegul meu, doctorul Negrite. Cred că a subliniat toate aspectele care sunt acum în fața noastră pe legea malpraxisului. Problema majoră, o consider eu, a fost și este încă faptul că medicii se asigură pacienții care au probleme reale din cauza unui malpraxis nu pot să obțină ce trebuie să obțină de la asigurări. Asta este motivul pentru care trebuie să modificăm modul de lucru. În al doilea rând este birocrația foarte grea care împiedică să se întâmple ceva real. Și aici am văzut că domnul dr. Melinde a vorbit de problema experților, de problema acestor comisii care trebuia să se intre la ele, trebuia să se căutați de timpul care era o piedică pentru foarte mulți pacienți care aveau problema să apeleze la această metodă. De multe ori, cazurile ajungeau direct în instanță și atunci, într-adevăr, dura, populația era nemulțumită și atunci noi, prin această lege, ce încercăm să facem este să începem printr-o mediere în care să fie din start implicată în ea firma de asigurări la care medicul este asigurat și să încercăm să rezolvăm problema dacă și firma de asigurări recunoaște și expertul recunoaște că a fost caz de malpraxis, să încercăm să fie rezolvat înainte să se ajungă la instanță. Și atunci la instanță vor ajunge numai cazurile care nici firma de asigurări nu e de acord să le desfăgubească că fiind cazuri de malpraxis. Aici ne revine ca minister identificarea unei liste de experți care să fie la dispoziție pentru analiza cazurilor și pentru primele discuții care vor avea loc cu asiguratorii pentru malpraxis. Cred că la momentul actual am avansat mult în aceste discuții. La aceste discuții au participat reprezentanți de la Colegiul Medicilor, reprezentanți de la Colegiul Dentiștilor, Ministerul Sănătății. Am avut și de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de la asigurator. Acum, după ce avem forma care baza ei a fost prezentată astăzi, ce urmează este să avem o discuție și cu reprezentanții pacienților, să le explicăm modificările care sunt, să vedem dacă au ei propuneri suplimentare și după care să intrăm în procedura de dezbatere publică, urmând și modificarea legislației de masă. Să înțeleg că în acest moment mediera are susținerea dumneavoastră în cazul de malpraxis medical? Normal, eu cred că medierea trebuie să fie parte din proces. Tocmai pentru a veni în ajutorul și al medicilor, și al pacienților, și al firmelor de asigurare. Considerați că este un proces în care toate părțile câștigă? Eu, părerea mea este că da, pentru asta în lege prevedem acest aspect de a fi, medierea înainte să se ajungă la instanțe sau la alte modalități. Deci medierea poate să rezolve foarte multe dintre cazuri înainte să, să se ajungă la instanță și asta este și în favoarea asiguratorului și în favoarea celui care a fost păgubit din cauza unui malpraxis. Vă mulțumesc. Avem o întrebare din sală. Să-mi permiteți să ascult întrebarea. Poftiți. Vă rog. Aș vrea să mă întreb dacă asta. Mai tare. Poți să fii spuneți întrebarea. Transmit eu. Spuneți-mi. Da? Întrebarea este de ce limitează dreptul pacientului în acea lege statul parte ca medic legist? Pentru că noi avem o cauză în dați-mi voie să vă dau doamna la telefon, că este foarte punctuală întrebarea. Bună ziua, numele meu este. Am întrebat vă rog frumos dacă puteți să-mi spuneți care este, nu știu, care a fost considerentul care a stat la baza limitării dreptului pacientului de a-și alege expertul parte. Pentru că noi avem un caz în București, este un caz de malpraxis, este un caz de cercetare penală.
limitează acest drept al pacientului în alegerea expertului partener. Deci, dumneavoastră vorbiți de actuala lege. Dumneavoastră vorbiți de actuala lege, nu de ce urmează să fie modificată. Am înțeles că nu există nicio propunere de modificare în acest sens. Noi am discutat în comisie, v-am zis că încă nu suntem la forma finală, în comisie am discutat inclusiv dreptul pacientului să vină cu un expert. Deci pacientul va avea dreptul și asta consider că este normal. Nu, pacientul are și în acest moment dreptul, dar nu are dreptul de, de a-și alege expertul. Deci eu sunt obligată din București să-mi aleg un expert parte din altă localitate. Nu am posibilitatea să-mi iau un expert parte din București. Deci un expert parte care să fie medic legist în cadrul Institutului Minaminoviș din București. Mă obligă legea să-mi iau un expert parte din altă curte de apel. De ce? Dacă eu sunt din București, dacă eu consider ca pacient, expertul parte îl plătesc eu. De ce legea îmi limitează acest drept? Adică eu nu pot să... Nu am dreptul să-mi aleg un expert parte din București. De ce trebuie să-mi iau un expert parte de la Deva sau din provincie? Care a fost considerentul? Nu știu, că m-a întrebat pe mine, eu n-am lucrat la prima lege, nu știu de ce este legea așa, dar rugămintea mea este asta o propunere bună, dați-o la domnul doctor Melinte și o să o discutăm cu toată comisia care lucrează să vedem dacă va rămâne așa, pentru că eu părerea mea că aveți dreptate, adică nu înțeleg care este logica după acest lucru. Nu pot să vă răspund. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim. Vă rog să dați la domnul doctor Melinte propunerea și atunci o să o luăm în considerare în comisie. Mai aveți încă o întrebare? Bună ziua. Întrebarea mea, domnule secretar de stat, se referă la următoarea, problemă. Cum se va împăca medierea pe care dumneavoastră o recomandați prin acest proiect care se promovează cu deja ordinul existent prin care Ministerul a decis că vom avea un arbitru atestat de Ministerul Sănătății în vederea arbitrării, bănuiesc, acestor tipuri de diferențe. Deci răspunsul este simplu. Dacă este legea, ordinul nu mai are valabilitate dacă legea zice altceva. Iar din punctul meu de vedere că a fost în discuție în comisie, deci au fost luate mai multe variante. Una din variante era stabilirea dacă a fost malpractic sau nu, să se facă de o comisie condusă de un secretar de stat de la minister și asta este o idee care am respins-o pentru că consider că va face iarăși imposibilă finalizarea procesului. Pentru că depinde ce număr de procese sunt, dacă iarăși dăm aceste lucruri în mâna unei comisii condusă de un secretar de stat, de un nu știu cine, din nou o să se taragăneze și nu o să se rezolve. Din cauza asta am optat mai mult pentru a merge direct prin mediere și prin conexiune directă cu asiguratorul medicului care se presupune că a fost cel care a comis malpractic. Mulțumesc. În felul acesta, într-adevăr, medierea ar avea o șansă. Altfel, eram puțin dezavantajați de acest arbitru. Mulțumesc foarte mult. Nu, dar ordinul e ordin acum valabil. În momentul în care este o nouă lege, toată legislația secundară urmează să fie ce nu este în concordanță cu lege să fie anulat sau se anulează de drept de fapt, ce este în concordanță cu lege, dar trebuie să fie modificat, să fie modificat. Vă mulțumim frumos pentru intervenție. Mai sunt întrebări în sală? Nu? Vă mulțumim. Mulțumesc și eu foarte mult și o zi plăcută. Vă mulțumim frumos. La revedere.